La indicația cui? Confortabil, că sunt echipitat. Care plan? Care ne-a spus ieri de ieșitoarea din 19 aprilie, fără număr de înregistrare? Nu, asta nu a vorbit. Domnul Vasile. Șeful a vorbit. Șeful a vorbit, Natalia a vorbit, iată cine a vorbit. Mi-a spus că din acționat în baza scrisorii din 19 aprilie. Nu, dă-ți vorbim, dă-ți să te mai sunt, eu încă-ți două și-ți deară de zără. Îmi pare bine, mulți ani înainte. Îmi pare bine, îmi pare bine. De ce ați găsit-o cu agenția acuz prin verificare? Eu vă spun, 2006-2010 instituția asta exista doar pe hârtie. Ce n-ați verificat atunci? De ce mașina asta, agenție, zbura spre Moscova? Cum i-a valorificat banul atunci? Direcția inspectoare, finanțare, în alte autorități publice centrale și de investiții capitale, sfârșit control și așa de vizie, vizie cu bolul ministerului finanțe. Nu am înțeles, că nu... Se autorizează, se inspectoare financiară la agenția astea. Știu, aș ști, domnul. Ia câte-l, da. Începând cu 3 mai 2000, data finalizării, 10 mai. Directorul general. În baza cărei solicitări? Planul de lucru. Nu planul de lucru. Eu știu că eu acum am audit intern la Ministerul Culturii. Nu, auditul pentru noi nu e auditul. Eu vă spun. Sunați șeful este, eu mă duc. Mă lămuresc auditul intern la Ministerul Culturii și apoi eu vă primesc pe dumneavoastră, ok? Dați mi asta înapoi. Sunați, vă spuneți că sunteți. Îmi dați scrisoarea asta. Nu vă dă eu nimic. Eu nu semnez absolut nimic. Am o sunat. Domnul Vasile, vă spun. Eu v-am spus ieri pe telefon. Vă aștept cu scrisoarea. Mine, în baza cărei acționați și atât. Mi-ați vorbit ieri, 19 aprilie. N-am vorbit cu dumneavoastră ieri. Mi-ați vorbit despre o scrisoare. N-am vorbit eu. Datată cu 19 aprilie. Eu nu, fără număr de înregistrare. Eu nu mai și am terminat în judecătorie. Ministrul la ziua din 19 aprilie nu a semnat nicio scrisoare. Eu, dă-ți vă spun. Ministrul era în afară Republicii. Dă-ți vă spun ceva. Spuneți. Eu am terminat judecătoria de la Dubasar. Și eu am terminat în 2009 juridica. Nu, revizia am terminat, la judecătorie. Da, și? Am venit de la judecătorie, am dat informația la zi și mi-a semnat astăzi la control. Și gata. Și ne-a făcut ea câte o... Spuneți să vină șeful dumneavoastră la revizie. Generalul? Da! Ia că spuneți dumneavoastră. Doamna, cum o cheamă? Axinti, da? Grosul. Da. Și eu am iată la autorizație, îndeplinit, declarat, secretul, mi-am făcut tot cele din astea. Da? Da, dar eu nu pot, asta e... Acum spuneți la indicația cu ați vrut să-mi șoptiți. Nu, indicația, am văzut, vă spun foarte mult dumneavoastră, dar nu vă spun nimic. Nu așa vorbiți cu mine. Nu, domn Vasile, da, să ne respectăm. Dar pe de asta, că nu vă spun mie. Ați văzut cât de incomod a devenit instituția noastră? Ați văzut cum i-a pus la respect pe mult? Eu nu știu, domnul Vasile. Vreau să știu la indicația cu acționați. Eu privesc pentru secretul, știi, chestia asta. Și am secret de stat. Ce secret? Eu nu am secret în instituția mea. Am un buget de 372.000 de lei, care îl verifici timp de o zi. Noi controlăm și securitatea, și procuratura, și guvernul. Noi avem... Spor la muncă. Spor la muncă și faceți acolo unde este din lucru. Dar noi, la mine nu e lucru. Este. Ce este? Iată, vedeți? Iată, vedeți? Domnul Ioniță. Iată, vedeți? Raport al Comisiei de Monitorizare Utilizării Eficiente a Mijloacelor Publice, respectarea legislației în vigoare a agenției. Vedeți? 2012. Ianuarie, martie. Da, 3 luni de zile au verificat agenția asta. 3 luni de zile. Raportul s-a terminat cu nimic. N-au găsit nimic. Ce să-l citiți, absolut. Eu vă spun. Domnule. Vedeți aici? 3 pagini de prostii. Așa că eu vă aștept. Pentru asta? Nu mă așteptați, spuneți lui șef. Noi avem... Păi spuneți șefului să vină. De ce nu știți dumneavoastră? Nu, de ce nu știți dumneavoastră asta? Eu am citit. Eu sunt om cărturaș, știu a citit. Nu mă amenințați cu procese verbale și nu știu ce. Eu vă spun, am raport de audit. Am raport audit pe martie. Pe luna martie finisat. Domnul Vasile, mi-ați spus că îmi spuneți la indicația cu acționat. Dar nu am drept să spun eu. În baza cărei scrisori dumneavoastră? Este controlul de bază noastră. Care controlul de bază? Ce n-ați făcut control de bază 2006-2010? Este plan. 2006-2010, instituții fantomă. Agenție de inspectare și stăm monument de instituții fantomă. Eu vă rog frumos. Cum poți valorifica bani atunci? Atunci o trebuie să faci control, nu acum. Vorbește cu șef că am probleme. Spune șeful să vină, eu sunt casa guvernului birou 362. Eu nu notez nimic, domnul Vasile. De ce? Pentru că eu respect legea și mă respect pe mine și domeniul care îl reprezint. Dumneavoastră nu vă respectați ca... Eu sunt baza legei, domnul Vasile. Eu sunt baza legei. Ce lege? Dumneavoastră acționați în politica telefonului. Care e politica telefonului? Eu activez în baza legei. Domnul Vasile, ați făcut trimitere ieri la scrisoarea Ministerului Culturii. Nu știu, la Ministerul Culturii eu nu am găsit ieri o scrisoare expediată. Vă cunosc, îmi pare bine, domnul Vasile. Eu nu sunt, eu sunt baza legei, activez. Nu activez în... Îmi pare bine, îmi pare bine, domnul Vasile. Eu vă spun, nu umblați cu șmecherile în țara asta. Nu sunt șmecherile, domnule. Cazul ăsta va ajunge
Isus vă spun eu. Eu vin la dumneavoastră să efectuez control în baza legii. Ce control? Iată control încă nu s-a finisat, domnul Vasile. Uitați-vă. Raportul, iată raportul de audit. Iată raportul. Domn Vasile, dacă sunteți un creștin, cum vă văd cu cruce la gât, faceți-vă lucruri cinstit. Dar nu ascultați politica telefonului. S-o trăna cu politica telefonului. Cei care deschid ușa agenției cu politica telefonului nu au drum. Uite, eu, dacă nu trimesc, pe noi la control. Cine? Diana Grosu Accenti? Da, lăsați-o da. Ea să vină să discute cu mine. Dar ce să vin eu? Pentru că ea e șeful dumneavoastră. Nu, uite, eu am documente că trebuie să fac să le execut, înțelegi sau nu? Iacta, nu executați comenzi politici și interes meschini. Asta e lucrul nostru. Nu, nu e lucrul dumneavoastră să faci control acolo unde se fac dilapidări de fonduri. Ce nu faci acolo unde spânări de bani și străinare patrimoniului de stat? Și acolo fășim. Când ați făcut? De ce nu l-a publicat Curtea de Conturi până la ziua de azi? Ați văzut câte milioane se spală? Și acolo facem. Doamnă Vasile, faceți acolo unde sunt probleme, nu aici unde o instituție incomodă a devenit. Dați să fim serioși.